După ani de suferință, Sorina, primul transexual din România, a avut parte și de câteva momente de răsfăț. Astăzi a fost una dintre zilele fericite din viața ei, o zi în care a zâmbit și s-a simțit cu adevărat femeie. Din păcate, are parte foarte rar de astfel de clipe. Haideți să o primim cu aplauze pe Sorina și o să ne spună mai multe despre ce i s-a întâmplat astăzi. Bună seara, ia loc, te rog. Mara și doamna Camelia, că erau rămas alături de mine, ești mai zâmbitoare astăzi. Da, mulțumesc. Ce ți s-a întâmplat? Am fost la cosmetică și mi-a făcut frumoasă la față. Da. O să rezolvăm și cu ce ți-am promis eu ție, da, să ajungi, da, pe mâinile unui doctor bun, da, care un să vadă, da, exact, da, care e problema ta și să, da, te ajute să nu mai suferi, pentru că, da, problema ta, da, este că ai dureri îngrozitoare. Da, și când mă duc la baie... Am înțeles asta. Nu, să nu mai povestim. Da. Asta am înțeles, da, de ieri. Parcă arată mai bine, nu? Tu ai văzut-o și ieri, Mara. Da, arată și-a făcut peruca mai pe dreapta. Acum, Mara. Iar era Mara. Păi nu, dar ce arată mai bine? A fost și la, da, eu am manicură. Bine, arată mai bine. Bine, scuzați, da, arată mult mai bine. Vă mulțumesc. Da. Mulțumesc. Ce să spun? Doamna Mitoșeru. Da, dragă. O ia acasă, doamna Mitoșeru. Știți că dânsa înfiază orice. Nu, da, nu e vorba orice de luat acasă, dar cred că e vorba de puțină, despre puțină compasiune aici. Păi da, nu la modul ăsta. Vorbim despre un om care chiar are dureri, da, foarte mari. Și dacă nu e vina ei că a ajuns, o să ne bucurăm. Păi când ai dureri, nu te duci la cosmetică. Noi am învățat-o aseară la un show păcătos. Ți-am zis să te duci la spitalul de urgență, să spui că te doare tare. Nu ți-am zis aseară? Te rog să n-o cerți. N-o cer, dar de ce n-ai fost? O întreb. Eu am vorbit cu domnișoara. Poate că... Poate să... Da, o să rezolvăm asta, da, cu medicii. Da. Știi cum e? La spitalul de urgențe ajung oameni care chiar au o reală urgență. Păi ea zice că are o reală urgență, că la toaletă când merge... Păi are, dar neoperat nu-i trece durerea. Pentru cred că e foarte important ce merge, stă 2-3 ore. Cred că e foarte important să o consulte un specialist, să, da, vadă exact care-i... Da. Absolut. Ce îi se întâmplă? Da, absolut, la camera de gardă de la urgențe, n-a, nu cred că poate să o ajute. Eventual un calmant. Exact, dar nu despre asta. Nu cu un calmant. Când ai scaune cu sânge și așa și ești, ai infecție, da, mă, în corp acolo, te duci la urgență, nu la cosmetică. Nu am infecție, doar când mâine mă duc la baie. Mâine va merge la doctor, deci s-a rezolvat și această problemă. Bravo. Dar nu vreau să o certăm așa, că nu de asta nu am adus-o aici. Nu, eu nu cert, ea n-are nicio vină. Cu atât mai mult, Mara, exact. N-are absolut nicio nu vină. Nu este vina ei că a ajuns în această situație. Ea nici nu este vina exact ei că i s-a întâmplat tot ce i s-a întâmplat. În sfârșit e gata, Sorina, așa că sunt și eu foarte curioasă în ce s-a schimbat și cum arată acum. Să primim cu aplauze. Ia uite, s-a îmbrăcat în rochie de seară. Sorina, vreau să te întreb ceva. Ai mai purtat vreodată o rochie de seară, o rochie lungă? Am purtat. Acum de câțiva ani. Ia, păi, fă o piruetă ca lumea aici, să te vadă lumea, te-ai îmbrăcat degeaba. Păi da, așa? O să iei loc, fără. Dar tu acum, în viața ta de zi cu zi, mai porți haine de femeie sau te îmbraci port în pantalon? Port și haine de femeie, da. Asta apropo de discuția noastră de ieri cu părul, că te-ai tuns, că ți s-a, da, părut mai comod pentru că ți cade părul. Îmi cade probabil câteva fire. Uh-huh. Asta înseamnă că ai de gând să-ți lași iar părul mai lung? Da,